la discuție. Dar nu acasă te faci asta. Da. Deci acum am discutat asta și tu conduci chestia. Ți-ai luat tu trebuie, ai văzut, ai văzut ce au. Din cele mari scazi bucățile, da, tale bucățile, și rămâne F, B și mai bine au așa tot și ai rezolvat. Bine. Și deci B, E va fi cât F, C. Asta e punctul a rezolvat. Da. Trebuie să arătăm că triunghiul M, F, O e cât N, E, O. Păi M, F, O e cât N, E, O. Trebuie să știm că M, F, O. Adică ăsta micuț de aici și ăsta de aici. Știu că M, E. M? Era cum vrei cu N-L, dar nu m-aș putea nimic. Cele două triunghiuri? Păi știu că sunt opuse la vârf. Au, deocamdată au câte un unghi ăsta din nou de spate și sunt congruente că s-au pus la vârf. Da. Altceva ce-ar mai avea ele? Un unghi comun? Nu mai văd un unghi care să fie și până și până. Ce fel de triunghiuri sunt în mod sigur? Cel... Nu, sunt dreptunghice. Ca o 90, fiindcă ăsta e deasupra 90 și ăsta e de sub 90, da. E doar asta, deci... Avem un unul de 90 de grade. Un, ăsta de aici din mâși și ăsta din mine. Da. Deci ai opus la apă. Ai 90. Îți trebuie o latură. Îți trebuie o latură. Ceva din... Dacă ar fi mâf, cât nu e, ce fericit o să fii. Mm. Dar mă fă asta cine? Toată asta. Minus. A. Minus A? A, A, M. Asta ai arătat că e egal cu cealaltă. Le scazi bucățe egale. Și rămân bucățele astea egale. Și iată cum te-ai dus în triunghiurile acestea analizate. În situația că ai o latură, ți-a trebuit M, F, cât N, E. Și două unghiuri. Unghiuri. Da. Ăla de 90 și ăsta l-a pus la vârf. Da. Și gata, ești. Și iarăși aceste două triunghiuri sunt congruente și ai și făcut punctul B. Deci, vezi? Ochiul începe să se educe de acum, începe să simtă cum cur problemele. Deci ai văzut unghiuri opus la vârf. Un pic de atenție, vede, 90 și 90. 90 și da? Acolo mă fie egal cu noi, doar ce o să scad din... A, eu mă așteptam să vezi și că unghiul ăsta de aici, M, F, O, cât N, E, O. Pentru că am mai înainte am arătat că A, N, F. A, N, F egal cu A, A, M, E. Da. Și au și unghiul ăsta de aici, poate cuvinte. Și F, eu, este scris pe acolo. F, eu. A, N, F, da. Deci, aveai toate elementele, o pus la vârf și mai e și unghiul ăsta, dar și 90 de grade, dar și latura asta care trebuia. În concluzie, triunghiile sunt congruente. Și până trebuie să arăți că AO perpendiculară BC. AO asta e perpendiculară pe BC. Păi încercăm să zicem perpendiculară... Noi nu am făcut decât să numim pe AO. Da? Păi știm A, o. Și o prelungim și trebuie să fie perpendiculară pe BC. Uite, ca să te ajut, putem să ne ducem să arătăm că în triunghiul A, M, O, e pe comparare triunghiul A, M, O și A, O, N. Deci A, M, O și A, O, N. Ce poți să spui păi, despre? Păi, au latura comun. Au M, A, congruent cu N, A. Da. A, M, O, congruent cu A, N, O. A, M, A, M, O, cu A, N, O, că sunt 90 de grade. Da. Și... Au o comună. Da. Și, și este gata. În cazul de congruență, două laturi, nu? Latură... Latură și ipotenuză. Latură unghi-latură, într-un fel. Dar important este că ai două laturi și un unghi 90 de grade. Da? Și triunghiile sunt congruente. Fiind congruente, și unghiul ăsta de aici e congruent cu ăsta de aici. Că ăsta se va uita spre M, O,
Ce las să se uite spre un n, dar tu ai arătat mai înainte că un n este cât un n e. Nu ai arătat asta? Asta înseamnă că mu o este cât o n. Mu o e cât o n. Uite, și mai mult. Știți bine că n-am arătat că triunghiul mu o n f și n o e mai devreme, că sunt congruente triunghiurile astea. Înseamnă că și mu o este cât o n. Și când ne-am oprit la... Asta înseamnă latură. Latură congruentă și latură. Conform latură, triunghiurile sunt congruente. Și fiind triunghiurile congruente, și unghiul de aici, care privește spre M, O, e cât unghiul celălalt care privește spre O, N, că în două triunghiuri congruente, la laturi congruente, se uită unghiuri congruente. Și atunci, ce este așa asta dacă împart unghiul în două? Bisectoare. Bisectoare. Și într-un triunghi sos cel mare, bisectoarea... Bisectoarea și perpendiculară, e și înălțime. E de toate. Și noi trebuia să arătăm că AO pică perpendicular pe BC. Deci ideea este că AO este bisectoarea unghiului A și atunci AO e și înălțime. AO e perpendicular. Deci asta ar fi punctul C. Deci vezi, să leagă lucrurile una din alta, o chestiune sprijină pe cealaltă și tot așa mergem din aproape în aproape. Redactez tu de aici, încolo. Da? Vreau să văd și, înțelegând problema, repede acasă, fie triunghi, facem, trecem, asta, nu, asta, ce am făcut acolo. Da? Să vedem. Că, și vreau să spun, da, mâine ai matematica? Da. Mâine ai matematica. Că vreau să spun lecția așa și dacă ceva nu ți era clar, vezi lecția. Da? Dar mâine. Seara asta... Da, eu zic că am lucrat destul de mult la geometrie și ai văzut de la stângăcia aceea de a porni la cel la început care era destul de dificilă, aici ușor, ușor ne dă drumul. Trebuie să credem. Deci noi ce am făcut aici? Cazuri de congruență astăzi. Da, cazuri de congruență. Și ori de câte ori trebuie să arăți, am vorbit despre un isos cel, hai să facem și o sinteză. Sinteza apoi. Sinteza ori. Sinteza ori. Și aici am vorbit despre cazuri de congruență a două triunghiuri. Știi cum fac prietenii noștri, cei care nu au șansă să stai de vorbă cu mine? Ei se duc acolo pe internet și sunt foarte multe probleme cu congruența triunghiurilor. Da? Și ei învață cum să face o problemă de așa, cum am procedat noi, și atunci o adaptează la problemul lor. Care a fost tot secretul în discuții noastre? Când zice să se arate două segmente, zice, păi stai, să le încadrăm într-un triunghi. Da, fiecare în câte un triunghi. Și până să muncești pe acele două triunghi, să le arăți, că sunt congruente. Și atunci, toate numele sunt congruente, te plasezi într-o cază. Deci vezi, ușor, dacă descoperi tehnica, începi și ai curaj să vedeți pe ce urmă. Da? Ce mai vorbești? Triunghiuri, triunghi isosceal, da? Linii importante. Linii importante. Adică am vorbit de înălțime, da? Și la linii importante, alea care cobor din vârf se suprapun. E și înălțime, și bisectoare, și mediană. Mediana unește vârf cu mijloc, și mediatoarea care e perpendiculară pe mijloc în segment. O să mai insistăm și data viitoare. Haideți să ne oprim aici. La revedere, să ne dați like și share și vă abonați la Prof. Online. La revedere! La revedere, dragi frate!